Bună ziua și bine v-am regăsit la știri. Sunt Andreea Gurban. Iată care sunt titlurile orei 15. Mafia se reorientează spre fraudă fiscală pentru că riscurile sunt mai mici, spune șefa parchetului european. În exclusivitate pentru Euronews, Laura Codruța Chioveși a declarat că se așteaptă la o creștere a numărului de fraude cu fonduri PNRR. Surse Euronews spun că mărturiile polițiștilor care l-au transportat pe bărbatul care a evadat ieri sunt contradictorii. Încă nu se știe cum ar fi reușit acesta să iasă din mașină. Iar poliția italiană a destructurat o rețea de traficanți de droguri care implică suspecți din Albania și Germania. 13 persoane au fost arestate, iar în total au fost confiscate 40 de kilograme de cocaină. Parchetul european condus de Laura Codruța Chioveși investighează în România 8 dosare de fraudă cu fonduri din PNRR. Procurorul șef a vorbit la Euronews și despre o nouă strategie a mafiei care se reorientează spre fraude cu TVA și cu fonduri europene, iar asta pentru că riscurile sunt mai mici. Pentru anul trecut, noi am investigat în total 260 de cazuri cu valoarea estimativă a daunelor de 1,97 miliarde de euro, dar nu toate aceste sume de bani sunt din PNRR. În acest moment, noi avem în investigație 8 cazuri în România. Eu cred că numărul acestor cazuri va crește, nu doar în România, ci și în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Noi vedem în activitatea noastră că aceleași grupuri organizate spală banii atât pentru traficanții de droguri, cât și pentru cei care comit fraudă cu TVA. Și am să vă dau un exemplu concret din activitatea noastră, în care membrii ai mafia au declarat că în ultima perioadă de timp, mafia își reorientează activitățile. Este mult mai ușor să comiți fraudă cu TVA sau fraudă cu fonduri europene pentru că riscurile sunt foarte mici. Criminalul condamnat la 18 ani de închisoare pentru omor, care a reușit să scape de sub escorta poliției, a fost prins în județul Bihor la mai bine de 12 ore de la evadare. În acest moment sunt mai multe anchete în curs, asta deoarece nu se știe cum a reușit să scape. Potrivit unor surse Euronews, declarațiile date de cei trei polițiști care îl escortau sunt contradictorii. Colegul meu, Andrei Rotaru, ne explică. Bun găsit! În această dimineață, la ora 4:50, bărbatul a fost observat de către un șofer de tir care, imediat după ce l-a recunoscut după semnalmentele făcute publice, a pus mâna pe telefon și a sunat la numărul unic de urgență 112. Imediat, polițiștii au ajuns la fața locului și vedem așadar această fotografie făcută chiar în momentul în care bărbatul căutat este capturat așadar și pus la pământ de un luptător din forțele speciale. Nu ar fi opus rezistență bărbatul căutat, spun așadar surse judiciare. Sunt mai multe anchete în curs în acest moment. Toate încearcă să răspundă la întrebarea cum a fost posibil ca bărbatul să scape de sub ochii polițiștilor trimiși tocmai pentru a-l transporta pe acesta la o clinică medicală în condiții de siguranță. Surse care cunosc îndeaproape situația, surse din sistem, ne spun totodată că declarațiile date de acești trei polițiști nu descriu aceeași situație. De fapt, încă nu este clar nici măcar cum a reușit deținutul să iasă din mașina cu care era transportat. Ce se știe în acest moment, spun tot surse judiciare, este că după ce a reușit să iasă din mașină, bărbatul a parcurs o distanță de câteva străzi și a ajuns în final într-o intersecție de unde s-a urcat într-o mașină luată la ocazie și ce este la fel cert este că, iată, aproape 14 ore mai târziu, reușea să ajungă așadar în celălalt capăt al țării, în Oradea. Astăzi este ultima zi pentru depunerea listelor pentru alegerile europarlamentare la BEC. Primii care au ajuns au fost reprezentanții Partidului Umanist Social Liberal, iar în urmă cu scurt timp au ajuns și reprezentanții Reper. Colega mea Monica Mihai este acolo și vine chiar acum cu mai multe informații. Monica, bine te-am găsit. Cine mai urmează să depună aceste liste la BEC? Te ascultăm.
Bun găsit tuturor. Îi mai așteptăm și pe independenții Vlad Gheorghe și Nicu Ștefăniță, dar și pe cei de la UDMR. De altfel, reprezentanții Reper se află chiar acum în interiorul biroului electoral central. Ei au venit cu listele ceva mai devreme, însă din informațiile pe care noi le avem, încă acestea se numără. Au intrat în sediul biroului electoral central Dacian Cioloș, Ramona Strugariu, Dragoș Pâslaru, dar și alți membri din Reper. Așteptăm declarațiile lor din moment în moment și cei de la UDMR, de altfel, au venit tot ceva mai devreme pentru a aduce semnăturile, pentru a putea fi acestea numărate, iar declarații așteptăm abia la ora 17, atunci când toate procedurile vor fi încheiate. Totodată, undeva în jur de 17:30 ar trebui să avem declarații și din partea lui Vlad Gheorghe, independentul, care, din informațiile pe care le avem, a reușit să strângă și el peste 100.000 de semnături. Monica, mulțumim pentru toate aceste precizări. Continuăm știrile. Giganții textil promovează acum moda sustenabilă, însă ce presupune demersul mai exact, aflăm imediat la știri. Organizatorii de concerte, festivaluri sau competiții sportive vor trebui să plătească din această vară o nouă taxă pentru evenimentele care au loc pe plajă. Taxa variază în funcție de criterii, precum sectorul și suprafața închiriată. Măsura vine în contextul unei creșteri a numărului de evenimente organizate pe litoralul românesc. Astfel, taxa pe care trebuie să o achite organizatorii evenimentelor poate fi pe zi sau pe oră. Banii vor intra în vistieria apelor române. Această taxă este evident pusă pentru a încasa mai mulți bani la bugetul Ministerului Mediului și nu este o taxă pusă în interesul comunității sau o taxă care să ajute mai mult în amenajarea plajelor. Am văzut tarifele, sunt într-adevăr de pleacă pe oră în funcție de suprafața ocupată, de la 200 de lei până la 600 de lei pe oră pe metru pătrat. Există și acolo tarife pe zi, undeva la 2000 de lei pentru o plajă mai mică, la 1000 de metri pătrați, și 9600 de lei pentru o plajă de peste 5000 de metri pătrați. Aici se adaug, bineînțeles, și alte costuri și taxe de salubrizare. Sunt evenimente în perioada de 1 mai, sunt evenimente în perioada de sezon estival în iunie și în iulie, când aceste evenimente aduc mii, zeci de mii de oameni. Este evident că totul se va reflecta în buzunarul turistului, adică al dumneavoastră. Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 s-a produs miercuri dimineață în județul Vrancea. Seismul a avut loc la o adâncime de 80 de kilometri, în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Sfântul Gheorghe, Bârlad, Bacău și Brașov. De la începutul lunii aprilie, în România s-au înregistrat 10 cutremure. Aproape 800 de cazuri noi de rujeolă s-au înregistrat în România în ultima săptămână, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. De la începutul perioadei de raportare, 1 ianuarie 2023, în țara noastră au fost confirmate 11.397 de cazuri de rujeolă. Și tot în această perioadă, 12 persoane au murit după ce s-au infectat cu virusul rujeolic. Sporul natural al populației României s-a menținut negativ în luna februarie. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, numărul persoanelor decedate a fost de 1,9 ori mai mare decât al născuților vii. În februarie s-au înregistrat 11.130 de nașteri, în scădere cu 19% față de aceeași lună a anului trecut. Manicuristele, coafezele și alte persoane care fac bani în domeniul înfrumusețării și întreținerii corporale sunt invitate de fisc să își declare de bunăvoie câștigurile. Mai exact, să se înregistreze, să declare și să plătească taxele și impozitele obligatorii. Demersul face parte din programul de conformare început de Agenția Națională de Administrare Fiscală în urmă cu doar o lună. Instituția vrea astfel să reducă evaziunea într-un domeniu în care mulți preferă să lucreze la gri și la negru, mai ales după perioada pandemiei. Cei care vor să devină buni platnici vor fi instruiți de fisc cum să completeze declarația unică în cadrul unor seminarii web. Toată carnea costă mai mult față de anul trecut, mai ales cea de vită, cu o creștere de preț de aproximativ 11% în februarie, potrivit datelor statistice oficiale. Comparativ cu februarie 2023, prețul cărnii de porc a urcat cu peste 9%, iar puiul s-a scumpit cu aproximativ 2%. Majorările au avut loc în condițiile în care producția de carne a crescut în România, mai arată Institutul Național de Statistică.
ANAF, ANPC și Consiliul Concurenței vor să lucreze împreună pentru a combate specula. Mai exact, să depisteze prețurile nejustificat de mari, dar și situațiile în care producția sau vânzarea au fost limitate fără explicații. O altă situație de speculă este și cea în care comercianții acumulează mărfuri pentru a crea un deficit pe piață, apoi le revând mai scump. Mai este nevoie doar ca instituțiile să semneze un protocol de colaborare, conform proiectului aflat în dezbatere publică. Rata creditelor neperformante sau indicatorul care arată situația împrumuturilor cu restanțe se menține la un nivel redus în România. În ianuarie era de 2,4% din totalul împrumuturilor, după ce anul trecut a atins un minim de 2,3%, arată datele Băncii Naționale a României. În perioada crizei economice din 2009, unul din 5 credite avea restanțe. Tragedie evitată la limită, o auto specială de pompieri a trecut razant prin fața trenului într-o localitate din județul Cluj. Ai nebunii spus. Din imaginile surprinse de un localnic se poate observa faptul că echipajul de pompieri care se afla în misiune a forțat trecerea de cale ferată și a tăiat calea trenului. Mecanicul de locomotivă a fost nevoit să freneze de urgență, astfel încât să evite o tragedie. Niciun călător nu a avut de suferit. Pompierul care se afla la volanul autospecialei este acum cercetat disciplinar și a fost scos din serviciu până la încheierea verificărilor. Totodată, acesta va fi supus și unei expertize psihologice. Un elev de clasa a 7-a din Brașov și-a șantajat profesoara de istorie pentru a obține note mai mari. În caz contrar, copilul a amenințat cadrul didactic că va publica poze indecente cu fiica acestuia. Colegul meu, Alex Ichim, ne aduce mai multe detalii despre acest caz de la Brașov. Bun găsit, adolescentul și-a amenințat profesoara de istorie că va publica poze pe internet cu fiica ei dacă nu va primi note mai mari. Elevul, care este în clasa a 7-a la un liceu cu program sportiv din Brașov, este cunoscut de altfel ca având un comportament indecent, inadecvat la orele de curs. Profesoara nu s-a lăsat însă intimidată și a sesizat conducerea școlii, inspectoratul școlar, dar și poliția, care face acum cercetări pentru amenințare. De asemenea, au fost luate și alte măsuri în acest caz, respectiv Consiliul Profesoral i-a scăzut nota la purtare băiatului la nota 4, iar Inspectoratul Școlar Brașov a decis transferul elevului la o altă unitate de învățământ din oraș. Săptămâna modei de la São Paulo în Brazilia nu înseamnă numai noutăți vestimentare și defilări pe podium. Organizatorii au dorit să dea o mai mare amploare evenimentului, așa că au invitat și orchestra alcătuită din muzicieni din cartierele sărace ale metropolei. Orchestra Heliopolis, formată din membri ai celei mai mari favele din cel mai mare oraș brazilian, a deschis prima zi a São Paulo Fashion Week. Timp de aproape 30 de minute, tinerii din orchestra au cântat live la spectacolul Aluf al designerului Ana Luisa Fernandes. Essa junção de moda com música clássica, a junção de duas artes, de duas culturas, eu penso que foi emblemático, deu um match super legal, criou uma atmosfera muito especial para o desfile e para nós, para o Instituto Bacareli, para a Orquestra Sinfônica Heliópolis, uma super oportunidade. Colecția, care și-a luat numele după un poem considerat începutul literaturii baroce în Brazilia, reunește diferite forme de expresie artistică, cum ar fi dansul, muzica și moda. În Brazilia, mișcarea barocă este o sursă de inspirație în paleta de culori a colecțiilor de modă, cu tonuri pământii, de negru și auriu. Coleção Prosopopeia, ela nasceu de um momento que eu estava assistindo uma orquestra, me emocionei, chorei do início ao fim. Então, quando eu terminei, né, esse evento, eu saí de lá desejando recriar esse momento dentro do universo da moda, unindo essas formas de expressão e emocionando da mesma forma que eu me senti emocionada. São Paulo Fashion Week se află la cea de-a 57-a ediție cu tema Sintonia, concentrându-se pe moda durabilă. Evenimentul se desfășoară până duminică, cu participarea a 27 de designeri care își lansează cele mai recente linii vestimentare. Sub presiunea cumpărătorilor și a directivelor europene, tot mai mulți producători de haine caută metode pentru a reduce poluarea textilă.
Moda sustenabilă este în vogă, iar lanțurile fast fashion încearcă să țină pasul. Tot mai mulți retaileri încearcă să găsească soluții pentru a combate poluarea. Mai nou și românii își pot repara hainele pe care le cumpără de la un brand în același magazin. Totodată au și opțiunea de pre-owned, adică pot vinde și cumpăra hainele brandului la mâna a doua. Așadar, un fenomen în plină expansiune pe care îl vom dezbate în minutele următoare, alături de invitatele mele de la această oră, Diana Drăgotescu, realizator al emisiunii Hype. Diana, mulțumesc pentru că ești alături de noi. Mulțumesc pentru invitație. Și Cristina Cârliga, influencer. Bună, Cristina, mulțumim că ești alături de noi. Bună, mă bucur să mă aflu alături de voi și să discutăm despre stay-hush-uri și thrifting and all that good stuff. Da, un subiect foarte interesant și de o mare actualitate, mai ales în rândul generației tale. Imediat mă întorc la tine, Diana. Din ceea ce am văzut, că acum există surse în domeniul industriei textile și vedem că această inițiativă a fost deja implementată la nivelul a 16 țări. Practic, vrem să înțelegem ce înseamnă și ce presupune. Deci, aș dori să încep prin a spune că piața de resell valorează în acest moment 211 miliarde de dolari. Este o piață în creștere. Deci, automat, companiile de fast fashion, cele pe care le găsim în mall-uri, doresc să intre pe această piață, să fie și ele acolo, pentru că altfel nu se poate. Tinerii militează foarte mult pentru sustenabilitate, ba chiar își doresc să cumpere haine second hand sau pre-owned. Și practic, Diana, ce presupune această platformă dacă eu îmi cumpăr de la un mare retailer în zona textilă, îmi cumpăr o bluză, să spunem, pe care vreau să o repar, pur și simplu mă înscriu pe această platformă, anunț ce produs vreau să repar sau cum funcționează? Exact, în cadrul platformei tu ai posibilitatea de a repara produsul respectiv, dar atenție, trebuie să plătești, deci nu este gratis, să-l vinzi mai departe sau să-l donezi. Deci este foarte simplu. Foarte simplu. Trimiți niște poze, compania îți trimite un mail, îți spune unde să trimiți produsul respectiv, plătești dacă vrei să fie reparat și... Condiția este ca acel produs să aparțină acelui brand în cadrul căreia vrem să reparăm obiectul vestimentar. Bineînțeles. Cristina, îmi îndrept privirea către tine pentru că știm că tu ai o comunitate numeroasă, acolo unde promovezi în rândul tinerelor și nu numai, haine second hand. Cât de mare este acest trend acum în rândul generației voastre? A redevenit la mod acest trend al hainelor second hand? Da, clar. Cred că e cel mai mare hype în acest moment. Am observat că oamenii sau tinerii din generația mea încep să devină foarte atașați de ideea de nostalgie și să nu-i mai dea drumul. Și atunci, în second hand-uri, în acest moment, ai posibilitatea să găsești niște piese, în adevăratul sens al cuvântului, pe care în magazine de fast fashion poate nu le găsești sau nu au aceeași autenticitate și la niște prețuri foarte accesibile. Și atunci eu pot să fiu, cum sunt în acest moment, îmbrăcată din cap până în picioare din second hand și ce am pe mine să fie mai puțin de 100 de lei cu totul. Pantofi, haină... Aș vrea ca să ne și prezinți ținuta pe care tu acum o ai, pentru că mi-ai atras atenția. Spuneai mai devreme că toată ținuta ta vine de la un magazin second hand. Nu de la unul, de la mai multe, pentru că toată lumea are senzația că intri într-un magazin second hand și gata, ce ai în minte imediat găsești. Nu, am stat, nu știu, cred că stau luni de zile să vânez niște articole până le găsesc, deci nu, trebuie foarte multă răbdare și timp alocat. Deci să vă prezint nota mea. În partea de sus am un maieu pe care am dat 3 lei și l-am luat dintr-un second hand de cartier din Lujerului, din București, vara trecută, deci doar 3 lei am dat pe el. Niște bluze de la Levi's, ăștia i-am primit, dar au fost luat dintr-un outlet. O să te rog, Cristina, să nu dăm nume de branduri, doar vreau ca să ne prezint, să ne faci așa o amplă descriere. Da, sigur. Iar în picioare am niște ciocate din piele, sunt făcute manual, le-am găsit tot așa într-un SH, cred că am dat 50 de lei pe ele. Și asta cumva mi s-a părut tare ce discutam mai devreme, pentru că eu când le-am luat aveam un defect. Doar că dând doar 50 de lei pe niște cizme de piele făcute manual în Italia, nu mi s-a părut atât de un preț wow să mă duc la un cizmar să mai dau încă 30 de lei și să le repar. Și a fost minunat pentru că le port non-stop în fiecare zi și n-au nimic. Ai pus punctul atunci, pe ei pentru că spuneai că necesitau reparații aceste perechi de încălțăminte.
Cum vezi acum lucrurile? E mult mai la îndemână în generația ta ca o persoană să arunce un obiect vestimentar, un accesoriu, o haină sau să o repare? Ce mai la îndemână? Clar, e mult mai la îndemână să ții lucrurile în dulap, în primul rând, că eu cred că asta e principala problemă, că oamenii cumpără chestii și le țin în dulap și nu mai fac nimic cu ele după, nici nu le donează, nici nu le repară. Însă upcycle și conceptul de upcycle devine un trend din ce în ce mai cunoscut și popular. Faptul că poți să îți repari singur hainele, nu știu, ai o bluză care ți s-a rupt și în loc să o arunci și să o consideri cârpă, pur și simplu îi pui un patch drăguț cu o floricică peste și pur și simplu ai altă haină, ai o haină nouă. Nu e o haină pe care o arunci. Și atunci e și distractiv, e o chestie care se poate face și împreună în grupurile de prieteni și e super justi și pentru comunitatea de tineri care practică lucruri de genul ăsta, pentru că ne inspirăm unii pe alții și atunci dacă e efectiv lead by example. Eu cred că dacă din ce în ce mai mulți oameni o să înceapă să share-uiască pe conturile de social media și așa mai departe, că uite, dacă e o blusă rută nu înseamnă că e de aruncat, lucrurile poate deveni mult mai distractive decât dacă ții una nouă. Da, Diana, Diana, vrem să înțelegem cum este văzut acest fenomen, fie al hainelor vintage, fie al hainelor second hand peste ocean, pentru că acolo știm că deși se creează și sunt generate foarte multe haine într-o societate consumeristă, chiar și așa acolo fenomenul acesta e, sau mai degrabă spus, practica este încurajată ca persoanele să cumpere haine second hand. Chiar am citit un studiu care spunea că 93% dintre americani cumpără produse pre-owned sau vintage și aici aș vrea să specific diferența între pre-owned și vintage. Deci pre-owned înseamnă hainele second-hand, toate. Vintage înseamnă produsele de top, de la mărci de top, produse din anumite colecții care au fost în număr limitat. Și acestea sunt de obicei cele mai dorite vânate, cum ar fi, de exemplu, o jachetă de la Louis Vuitton cu Supreme, diferiți sneakers de la Nike împreună cu Cos, cu tot felul de artiști. Acestea se vând pe piața de rise la 10-100 de ori prețul. Și cu toate acestea, Diana, apare și la noi timid această tendință, pentru că știm că la un moment dat, în cadrul emisiunii tale, emisiunii Hype, ai avut o designeriță care crea haine din alge. Da, deci Luisa Palaban, ea locuiește în Marea Britanie acum, lucrând la un magazin de smoothie-uri, a văzut cât de frumos este pigmentul din alge. Și a zis cum ar fi să colorez textilele, hainele, în aceste culori. Partea foarte tare, mi se pare mie, este că după câteva spălări, pigmentul respectiv se duce și tu poți repicta haina respectivă. Deci ai doi într-unul. Să sperăm că, chiar dacă apare acum timid, dar va lua o amploare foarte mare această modă și această tendință pe care giganții textil vor să o încurajeze în ceea ce privește moda sustenabilă. Vă mulțumesc tare mult amândurora, Diana Drăgătescu și Cristina Cârliga, pentru prezența în platou. Continuăm știrile. Mașinile de dezăpezire lucrează la foc continuu să îndepărteze zăpada de pe Transalpină. În acest moment, circulația este închisă între Rânca și Obârșia Lotrului. La 2000 de metri, stratul de zăpadă depășește un metru, iar noaptea se formează gheață din cauza temperaturilor scăzute. Pentru redeschiderea circulației, drumarii trebuie să refacă inclusiv marcajele și să instaleze indicatoare noi, locul celor rupte de vânt. Deocamdată nu se știe când se va putea circula din nou pe Transalpină. Poliția italiană a destructurat o largă rețea de traficanți de droguri care implica suspecții din Albania și Germania. În urma operațiunii, 13 persoane au fost arestate, iar alte 22 vor fi cercetate în stare de libertate. Polițiștii au confiscat și 40 de kilograme de cocaină. La investigație au participat autorități judiciare și anchetatori din toate cele trei țări implicate, iar cercetările au durat mai bine de 2 ani. Fie la mașină!
Grupul infracțional care acționa între provinciile Bologna și Modena avea relații strânse cu traficanții din Albania și Germania. Rețeaua ar avea legături inclusiv cu traficanții din America de Sud, în special în Ecuador. La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, ha eseguito una vasta operazione antidroga nei confronti di un sodalizio albanese che importava notevoli quantitativi di cocaina dalla Germania sino in Italia. Traficanții de droguri acționau cu ajutorul unui intermediar albanez, care, ajutat de frații lui, a reușit să furnizeze cantități mari de cocaină pe teritoriul Italiei. Abbiamo monitorato numerosi viaggi dalla Germania sino in Italia dei corrieri albanesi. In un'occasione un corriere albanese è stato bloccato in Piemonte con oltre 22 kg e mezzo di cocaina. Problema consumului de droguri este din ce în ce mai mare în Italia. Doar anul trecut, într-o singură lună, autoritățile au capturat 5 tone de cocaină în valoare de $1 miliard. Ucraina se pregătește pentru o eventuală ofensivă a armatei ruse. Kievul susține că armata va ataca puternic Ucraina la sfârșitul lunii mai, așa că în estul țării sunt construite fortificații. Volodymyr Zelensky a mers în Harkov, regiune aflată la câteva zeci de kilometri de granița cu Rusia, pentru a inspecta liniile de apărare. Anterior, liderul de la Kiev a anunțat că Ucraina va construi 2000 de kilometri de fortificații. Costurile acestor lucrări vor ajunge la jumătate de miliarde de dolari. Для області був на будівництві фортифікації дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється. Мета Росії абсолютно очевидна, вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей з Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе і неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього захищені. Două filme considerate propagandă rusă au fost retrase chiar înainte să fie difuzate în cinematografele din subordinea Ministerului Culturii, Cinema Eforie și Cinema Union. Contractul a fost reziliat de Arhiva Națională de Filme, anunță ministrul Raluca Turcan. Este inacceptabil ca astfel de producții cinematografice vădit propagandistice finanțate de statul rus în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina să beneficieze de spații de difuzare în cinematografe publice. Este vorba despre filmele Provocarea și Vremea celor din tâi. Primul este despre un chirurg trimis pe Stația Spațială Internațională pentru a salva un cosmonaut rănit. Pentru a filma scenele, Rusia a trimis un actor și un regizor pentru o perioadă de 12 zile pe Stația Spațială. Punem punct jurnalului, dar de la fix vă așteaptă Claudiu Popa. Iar știrile și informațiile continuă și pe site-ul nostru euronews.ro. Pe curând!